drumul la stână. A fost odată un om care porni spre o stână din vârful unui munte înalt. Auzise că ciobanii de acolo ar avea nevoie de un ajutor și că plătesc bine. Nu înainte omul nostru prea mult, că se simți obosit, dar își spuse că până sus nu mai e chiar așa de mult, fiindcă muntele la bază e mai mare. Dar urcând, panta devenea mai abruptă și urcușul mai dificil, iar el, simțindu-se tare obosit, începu să se roage. Doamne, trimite-mi Tu un cal care să mă ajute să ajung în vârf, căci de unul singur se pare că nu voi reuși. Apoi omul se așeză la umbră și așteptă. Nu trecu mult și pe lângă el trecu un țăran care ținea o iapă de căpăstru și un mânz de nici o zi în brațe. Bine că ai apărut, omule, îl întâmpină drumețul. Dă-mi calul tău, căci am ostenit și nu mai pot urca. Ce pazaconii vorbești? Nu vezi că eu duc mânzul în brațe și merg pe jos să nu obosesc iapa? Și atunci crezi că te las pe tine să o încaleci? Dar unde mergi? La stână. Am auzit că ciobanii au nevoie de un om. Acolo merg și eu. Oile sunt ale mele. Știi ce? Ia tu mânzul și poartă-l până sus ca să te înveți minte. Omul porni cu mânz cu tot în brațe și, discutând ei de una de alta, nici nu știu cum ajunse de repede. E adevărat, mânzul l-a ajutat să ajungă în vârf, dar nu l-a dus în spate. Iar omul de atunci își alege rugile cu grijă. Ai grijă ce-ți dorești, că se poate îndeplini?